Ce e mai frumos sâmbătă seara să vorbim decât despre povești, fabule, povețe, basme? Pentru că vorbim despre un autor foarte important al culturii persane. Este vorba despre Samat Behrangi, 24 iunie 1939, 31 august 1968. A fost un profesor iranian, activist și critic social, folclorist, etnograf, traducător și scriitor de nuvele. A rămas cunoscut mai ales pentru lucrările pentru literatura pentru copii, cărțile dedicate copiilor, în special cartea despre care povestim astăzi, Peștișorul Negru, unde îndeamnă cu îndrăzneală și într-un limbaj simplu la transformare socială și transformare interioară. Așadar, vom discuta despre mesajul profund al operei lui Samat Behrangi la lansarea acestui titlu, Peștișorul Negru, basme, povești și legende persane culese de Samat Behrangi, alături de invitații noștri, excelența sa, domnul Seyed Hossein Sadat Meydani, ambasador al Republicii Islamice Iran la București. Mihai, tu m-ai ajuns dacă nu pronunț corect, da? Știm treaba asta. Glumesc. Dr. Mihai Cernătescu, traducător și traducătorul acestei cărți din această superbă colecție. Este vorba despre colecția Înțelepciunea Inimii și aș vrea să amintesc că e posibil să uit mai târziu și de cartea de prima traducere în această colecție, colecția Înțelepciunea Inimii, prima traducere a lui Mihai Cernătescu, este vorba despre peripețiile lui Nasrattin Hoxha. Și am să vă spun de ce am amintit această traducere a lui Mihai Cernătescu, pentru că atunci când am citit din Peștișorul Negru, gândul m-a dus la Nasrattin Hoxha și de asemenea gândul m-a mai dus când fac referire la acest autor. În minte mi-a venit Nicolae Labiș, pentru că au fost contemporani, într-o oarecare măsură, și Nicolae Labiș a murit la 21 de ani, iar Samat Behrangi la 29 de ani. Radu Ioan Otărășanu, ilustrator, designer grafic. Cristian Teodorescu, domnul Cristian Teodorescu, fost ambasador al României la Teheran, membru de onoare al Academiei de Limbă și Cultură Persană. Este un fapt demonstrat limpede că turcii azeri au emigrat în regiunea în care locuiesc astăzi, din nord-vestul Iranului. Să spunem că autorul este la origine turc azer, născut într-o familie săracă. Deși au turcificat populația autohtonă, cultura superioară a acesteia a cucerit pe cuceritori, dar poveștile, și dau câteva exemple, pentru că la un moment dat și eu și Mihai vă vom citi câte o parabolă, câte o fabulă din această superbă carte. Lupul și oaia și țapul conducător fac referire la obiceiurile iranienilor antici, zoroastrieni preislamici, de a jura pe un altar sfânt. Putem astfel susține că aceste povești pe care le regăsiți în carte, sau măcar unele dintre ele, își au rădăcinile în cultura antică persană, una dintre cele mai bogate culturi din antichitate, iar vârsta lor se socotește în secole și chiar în milenii, nu doar în decenii. Mihai, câteva cuvinte despre carte, ce te-a inspirat de acest demers de a scrie această carte și apoi aș vrea să îi dai cuvântul excelenței sale, domnul ambasador Seyed Hossein Sadat Meydani. Bună seara! Vă mulțumesc că ați venit la această lansare de carte. Mă bucură foarte mult prezența dumneavoastră. Aici sunt cele două cărți din care am tradus și am selectat această colecție de basme, de legende, și a fost o plăcere. Totul a plecat de la povestea Peștișorul Negru,
deosebit de simplă și de frumoasă. De acolo, să spunem așa, a fost bulgărele mic de zăpadă care a crescut și încet, încet s-au mai adăugat încă 42 de alte basme și povești. Am simțit că e datoria mea ca vorbitor de limbă română și persană să prezint cititorului român această minunație de poveste. Este da, copilului peștișorului care vrea să meargă mai departe, să caute dincolo, să caute necunoscutul, să meargă mai departe. Și este atât de profundă și de frumoasă încât este practic fără cuvinte. De acolo a pornit totul. Bulgările a crescut, ajungând acum la cartea pe care dumneavoastră o aveți în față, carte care mă face mândru. În primul rând, mi-a luat aproape 2 ani de zile să o dau gata. Domnul ambasador Cristian Torescu a avut amabilitatea să-mi facă o postfață în care prezintă viața și activitatea acestui culegător de folclor, Samad Begranghi. De asemenea, am avut norocul să mă cunosc cu Radu Otărășanu, care a făcut grafica și a înțeles desenele, dând o imagine fără să strice, să spunem așa, deznodământul oarecum neașteptat al basmului. Toate basmele astea au morală, vor să ne spună ceva și cred că am fost și un pic subiectiv. Le-am luat pentru că sunt cu adevărat educative și merită efortul de a, eu știu, de a copaci ca să le publicăm. Dau cuvântul domnului ambasador Meidoni, ambasador al Republicii Islamice Iran în România și dacă aveți orice fel de întrebare spre sfârșitul acestei lansări, voi fi la dispoziția dumneavoastră. Eu nu voi să fiu. به نام خدا وند جان و خرد اون سارا ایز اکسلنسی امباسادر تودرسکو دکتر چرنتسکو دیر کالیگز فرام هرالد ایتس ا پلژر تو بی وید یو تونایت اف یو لت می آی ویل کانتینیو این فارسی ویچ سام اف یو آلسو آر اویر اف دت اند دن دکتر چرنتسکو ویل پروواید این رومانیان interpret in Romania. باعث افتخار بنده است که امشب در این جمع هستم که یکی دیگر از آثار ادبی ایرانی ترجمه میشه به زبان رومانیایی. Este o plăcere pentru mine să fiu acum aici la această lansare a unui important scriitor al Iranului contemporan. سابقه ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان رومانیایی به خیلی سالهای قبل برمیگرده. Au trecut mulți ani de când literatura persană se traduce și este tradusă în limba persană, în limba română. و از اوایل قرن 20 به بعد تعداد زیادی از آثار ایرانی ترجمه شدند. Mai ales de la începutul secolului 20, mulți autori și multe opere persane au fost traduse în limba română. لیست بعدی از این ترجمه ها رو شما در این مجموعه که تهیه شده و در روی میز قرار گذاشته شده میتونید ملاحظه بفرمایید. Această listă pe care o ținem în mână este practic lista operelor persane traduse în limba română și este la dispoziția dumneavoastră acolo pe masă. عمده ترجمه هایی که تا الان صورت گرفته از آثار ادبی معروف و کلاسیک ایرانی بوده. Parte dintre cei mai importanti scriitori clasici și poeți persani au fost deja traduși în limba română. Hafez, Khayyam, Rumi, Saadi. Nume mari al literaturii persane. Hafez, Rumi, Khayyam, Omar Khayyam. Amma kamtar az adabiyati ke dar vaqe mardom shenasi irani ro ham neshun bede ma tarjume dashtim. Mai puțin au fost traduse opere sociale care privesc societatea Iranului. Baid be janab aghay doktor Chernatesko tabrik begim ke do asar ro entekhab kardand va in asar bakhshi az mardom shenasi irani ro tozih mide. Domnul ambasador mă felicită pentru că am ales să traduc o lucrare care prezintă societatea persană. Hatman tarjume enteghal کلمات از یک زبان به زبان دیگر فقط نیست. Este mai mult decât practic o traducere a cuvântului dintr-o limbă în alta. و بسیار کار دشواری است.
Și este o muncă dificilă, o lucrare grea. این کار در مورد ترجمه از زبان فارسی به زبان‌های دیگر شاید دشوارتر هم باشه. Probabil și din limba persană în orice altă limbă poate fi mai greu de tradus decât în limba română. جناب سفیر تودرسکو به ما خواهند گفت که زبان فارسی فقط زبان نیست. Excelența sa, domnul ambasador Cristian Todorescu, mai multe mandate ca ambasador al României la Teheran, ne poate spune mai mult despre ce înseamnă să faci o traducere din literatura persană. برای یک ترجمه منزه و پاک از زبان فارسی شما باید فلسفه، مردم شناسی، جامعه شناسی، هنر، عشق و بسیاری از مقولات معرفت شناسی رو به خوبی بشناسید. Pentru a înțelege cultura și literatura persană și a fi capabil să o traduci corect într-o altă limbă, trebuie să știi nu numai limba persană, ci și cultură, literatură, religie, să ai o dragoste față de această cultură. و بسیاری از این جنبه‌های متافیزیکی صرفاً محدود به خود فرهنگ ایرانی هستند. Foarte multe elemente practic de metafizică aparțin și la origine poporului persan. به عبارت دیگه ترجمه از زبان فارسی به زبان دیگر هم زبان شناسی است، هم جامعه شناسی است و هم فرهنگ شناسی. Pentru a traduce din limba persană în altă limbă, trebuie să știi cultură, limbă și să cunoști societatea în ansamblu cu toate aspectele ei. مطمئناً جناب آقای دکتر چرتنسکو با توجه به دوره‌ای که در ایران بودند بسیار خوب نه فقط الفاظ و کلمات رو باش آشنا شدن بلکه فرهنگ و هنر ایران رو هم باش آشنا شدن. Cu siguranță, domnul ambasador spune că în anii petrecuți în Iran, unde am trăit aproape 10 ani de zile, am ajuns să cunosc aspecte diferite ale culturii și societății persane. و مطمئن هستم که این ترجمه تا حدود زیادی میتونه باستاب واقعیات زبان فارسی باشه، نه فقط کلمات، بلکه اون سیاق و بافتار، کانتکست هر متن رو. Am convingerea că traducerea domnului Cernătescu, traducerea mea, cuprinde și înțelege aspectele diverse ale societății persane, nu numai filologie, nu numai limbă în sine, cât și cultură în ansamblul ei. Ma sal gozashte 120-min salgad raobet Iran va Romani ro jash gereftim. 120. Anul trecut noi am aniversat 120 de ani de relații bilaterale între țările noastre. در واقع ایران اولین کشور بود که در آسیا با رومانی رابطه دیپلماتیک بعد از استقلال برقرار کرد. ایران اول فست پریما țară din Asia care a stabilit relații oficiale cu România după independența României. و میتونیم بگیم که همیشه مردم ایران و مردم رومانی از فرهنگ های یکدیگر لذت میبردند. Și întotdeauna pot spune că popoarele noastre s-au bucurat și și-au apreciat reciproc cultura. و قطعا ترجمه آثار ادبی میتونه بخشی از این لذت دو تا ملت باشه. Și această traducere dintr-o limbă și dintr-o cultură în cealaltă, cu siguranță că aduce plăcere cititorului. من یه بار دیگه تبریک میگم با آقای دکتر چتنسکو و همچنین عرضم بزرگ شما انتشارات هرالد بابت کاری که انجام شده و برایشون آرزو موفقیت دارم و امیدواریم ترجمه های بیشتری رو هم شاهد باشیم. همچنین از تلاش های همیشگی سفیر عزیزمون جناب آقای سفیر تودرسکو که نظارت خوبی دارن روی این کارها هم سپاسگزارم. Îi mulțumesc mie pentru că am realizat această traducere și domnului ambasador Teodorescu că ne sprijină în mod constant de-a lungul anilor. Mulțumim. Cu plăcere. Domnule ambasador Teodorescu, vă rog. Da, e greu să vorbesc după oameni atât de calificați și mai ales într-un templu al cărții ca acest târg anual, care mă poartă cu gândul la atâtea, multe altele pe care nu numai în regim anual le vedeam la Teheran, cu participare prestigioasă internă și internațională. Un târg de carte acolo este cu adevărat un eveniment, durează circa o săptămână,
E vizitat de 2-3 milioane de oameni care pleacă ori încărcați de volume, ori cu chitanțele de comenzi pe care le lansează acolo. Se practică niște reduceri enorme, de care eu am profitat când eram student și care reduceri mergeau până la 70% din costul volumelor. E o încântare să mă aflu în fața dumneavoastră și să văd atâția oameni care ies din zona lor de comoditate pentru ca să se afle aici la această lansare de carte. În privința cărții, este cu adevărat un eveniment editorial apariția ei. Doctorul Cernătescu face această muncă de traducere mai curând ca hobby, pentru că dânsul este istoric în domeniul istoriei islamice, dar și-a găsit de vreme această pasiune colaterală, lucrând pentru ambasadă cu termen foarte redus și singura mea obiecție era că statul avea prea puțin bani cu care să-l plătească. Dar anii trec și iată-l acum autor de succes a două traduceri din literele persane moderne. Asta nu ne-a apărat din cauza că traducerea proziei e mai simplă decât traducerea poeziei clasice mari, ci pentru că ceea ce a făcut dânsul ca traducător reprezintă o incursiune în cultura Persiei, așa cum România nu a mai examinat-o. Și anume, viața omului de rând, împovărat de greutățile traiului zilnic, cu vise, cu aspirații, întotdeauna cu drag de carte și învățătură. Autorul, Samad Behrangi, quasi necunoscut până și în patria lui, deoarece fiind un oponent al regimului opresiv monarhic, ceea ce unele cercuri, nu doar literare, spun că i-ar fi adus și un sfârșit prea timpuriu, este minoritar în acea țară. A fost minoritar, dar membru al unei minorități foarte vaste, a doua din țară, și foarte mândre de rolul pe care l-a jucat în constituirea culturii și civilizației iraniene și central-asiatice. Azerii erau de la începuturi, de la stabilirea pe teritoriile de astăzi, în nord-vestul Iranului și în Azerbaijanul, Republica Azerbaijan de astăzi, au fost adepți ai zoroastrianismului. Azerbaijan însuși, numele, reprezintă o redare a expresiei țara focurilor, și focul cel sfânt era pentru zoroastrieni un simbol deosebit al divinității. În privința rarității poveștilor pe care Samad are să ni le împărtășească, selectate cu mare capacitate și cu un chin al selecției vădit în această apariție în volum de către doctorul Cernătescu, Peștișorul Negru și-a trecut autorul de la quasi necunoscut în lume și în propria patrie la autor reprezentat în manualele școlare. Nu vă gândiți că e puțin lucru să treci
de la un autor minoritar prescris pentru activitate și militanță politică, să ajungi să fii reprezentat în manuale școlare și să fii prezentat în casete conținând opera integrală, cum se întâmplă în ultimii 40 de ani. Suntem beneficiari acestei traduceri și datorăm editurii care s-a gândit la înțelepciunea inimii drept colecție care să ne mai lumineze zilele almintrelea, începe iarna acum, destul de terne și friguroase, cu o lumină inefabilă a gândirii azerilor exprimată în persoană. De ce persoană? Persoana era lingua franca în tot fostul Imperiu Persan. Deși azerii, foarte războinici, au reușit să se impună în zona de nord-vest al Iranului și în sudul Caucazului, totuși, limba unei culturi străvechi, care îi apropia de vechea lor ființă și credință, s-a impus și așa se face că tânărul Samad Behrangi, militant pentru emanciparea azerilor din Iran, ajunge să își culeagă lucrările în persoană. În privința lucrărilor, pe când eu studiam literatură persană acum vreo 50 de ani la Universitatea Teheran, literatura modernă nu avea loc între materialele de studiu. De ce? Pentru că literatura clasică persană este de asemenea dimensiuni încât pur și simplu nu mai rămânea timp pe parcursul unei licențe sau chiar a unei munci pentru un masterat sau doctorat ca să mai studiez și literatura modernă. După care m-am trezit în ultimul meu an la studii, 78, cu un seminar de literatură modernă ținut de un mare poet care, pentru că veni vorba de Samad Behrangi, Golan Hussein Saedi, a fost și el unul din foarte serioși, deși activitatea de culegere de folclorie foarte târzie în Iran, a fost și el un mare culegător de folclor și, prin urmare, amic de gândire cu Samad Behrangi și cu Jalal Ali Ahmad și Sadeq Hedayat. Acestea fiind zise, zic că, vedeți, comparând cunoașterea limbii de către diverse autorități, printre care cu umilință mă număr și eu pentru o serie de limbi străine, comparația te duce la gândirea că e doar o chestiune de gust și că diferențele trebuie să apară. De asemenea, te duce cu gândul la realitatea că nu există traducere perfectă. Nici măcar monștrii ai traducerii în română, cum ar fi Romul Zulimpescu cu al său magnific Gargantuanul Pantagruel, nu au reușit să redea complet conținutul literar. Dar, pentru asta, există lectură, gândire, tipărire în a doua, a treia, a noua ediție a cărții și, mai presus de orice, există judecata publicului cititor. Publicul cititor al acestei cărți se numără printre copilașii de vârsta fiului doctorului Cernătescu, tânărul Ștefan, pe care l-ați admirat aici în față, până la oameni în vârstă ca mine,
care consideră că aceste povești sunt într-adevăr demne de spus societății care primește această carte în dar. Încă o dată, felicitări, doctore Cernătescu, în privința eventualelor mici imperfecțiuni, există erate și există și ediția a doua. Vă doresc multă sănătate și dumneavoastră la fel. Mulțumim, domnul Cristian Tudorescu. Poveștile în limba persană au fost publicate după dispariția sa în tiraje mari și numeroase ediții. Poetul Ghulam Husseini Saidi consideră viața lui Samad Behrangi drept capodopera sa, iar reputatul scriitor și poet Jalal Ali Ahmad l-a numit graiul satelor din Azerbaijan și conștiința trează a unei culturi a exilului. Aș vrea să îl întreb pe Radu Ioan Otrășanu, care la mărturisirea lui Mihai mi-a spus că în primăvară a fost în Iran și a ajuns în Shiraz. Așa este. Un loc cu totul și cu totul magnific. Cum te-au inspirat aceste basme povești pentru ilustrarea cărții? Odată am avut ocazia să experimentez în practică, nu doar din imagini, nu doar din texte, nu doar din alte surse, cultura și arta persană, care mă pasionează de mai mulți ani. De altfel, așa am ajuns să mă cunosc și cu domnul Cernătescu la un curs de limba persană. Și dacă veți privi ilustrațiile, sper că veți vedea că există, am țintit să surprind o doză de autenticitate, nu un stereotip al Orientului, ci anumite detalii autentice. De exemplu, arhitectura ce am desenat și în zonele unde apar clădiri, acelea sunt inspirate de clădirile alea pe care le-am văzut, le-am vizitat. Am avut bucuria să le vizitez. Și alte detalii, altceva care m-a inspirat foarte mult a fost arta, mai precis miniaturi persoane, anumite elemente de detaliu din ele, de exemplu nori, plantele, stilizarea figurilor și chipurilor personajelor sunt inspirate de aceste miniaturi care sunt extraordinare. Am și fost, cred, nu mai știu exact în ce oraș posibil, în chiar Shiraz, am vizitat un atelier unde se realizau miniaturi. Și da, a fost o experiență extraordinară. Și ce pot să vă mai spun e că da, a fost o lucrare de suflet, nu doar o simplă realizare de ilustrații. Mi-am notat, chiar vorbeam înainte de eveniment cu Mihai și am spus că m-a impresionat foarte, foarte mult atât postfața domnului Cristian Tudorescu, cât și prefața lui Mihai Cernătescu, și am să dau citire unui scurt, foarte scurt pasaj. Apoi am trecut la traducere, mai ușor de spus decât de făcut, căci limba și literatura persană sunt complexe și uneori greu de înțeles. Se întâlnește frecvent textul care la prima vedere nu spune nimic, poate nici la a doua vedere. Citeam un text în repetate rânduri și simțeam că îmi scapă înțelesul. În aceste cazuri am apelat la bunăvoința studenților și prietenilor mei iranieni, cărora le mulțumesc pentru sprijinul acordat, iar ajutorul lor m-a ajutat să sparg nuca tare și să ajung la miezul dulce ascuns în interior. Am păstrat cât m-am priceput această frumusețe a textului persan, evitând chiar și cel mai mic gest părtinitor, lăsând astfel cititorului satisfacția de a înțelege mesajul. Așa cum spuneam puțin mai devreme, citind m-a dus gândul și la Nastratin Hoxha, dar m-a dus gândul și la cultura noastră populară.
folclorică, la literatura noastră și m-am gândit la Ion Creangă, la Petre Ispirescu, poate la Anton Pan, când l-am citit pe Samad Behranghi. Și aș vrea să te întreb scurt, ca apoi să dăm fiecare citire textului ales, da? Pentru cei care ne urmăresc acum, ce valori sunt transmise prin intermediul acestor basme și povești? Valorile principale ar fi, în primul rând, corectitudinea, cinstea și, hai să spunem așa, bună voință, bună credință, dar bunăvoința și cinstea cred că ar fi principalele valori tradiționale. Tocmai de asta le-am găsit și atât de necesare, să zic eu, în lumea asta tumultoasă în care trăim acum. Domnul ambasador m-a ajutat, de mulți ani. Eu am lucrat 6 ani de zile pentru ambasada României de la Teheran și domnul ambasador a fost șeful meu. Deci m-a ajutat de mulți ani, de aproape 20 de ani. Zice domnul ambasador că și caracteristică este seta de cunoaștere a acestui popor. Absolut de acord. Vreau să vă citesc, tot vorbim despre asta, o scurtă poveste, pentru că unele sunt mai lungi, dar asta este scurtă. Leul și vulpea. Într-o zi, o vulpe înfometată căuta un animal neputincios să-l mănânce și să bage ceva în burta goală. Chiar atunci, pe poteca din pădure venea leul. Vulpea și-a spus în sinea ei, se pare că asta mi-e mâncarea, trebuie să încerc. A dat fuga la leu, l-a luat în brațe și l-a acoperit de sărutări. I-a spus bucuroasă, tu ești băiatul unchiului meu, te-am recunoscut după ochi. Ochii regretatului meu, unchii, văd acum la tine. Dragul meu, vrei, cât mă bucur să te văd. Am cutreierat toată pădurea ca să te găsesc. Hai să mai stăm și noi de vorbă. De atât amar de timp nu te-am văzut. Cum o mai duci? Leul a crezut-o. A început să-i povestească despre vitejia și luptele lui cu animale puternice. Ca să-l atâțe și mai mult, vulpea i-a spus așa, regretatul meu unchi era cât tine de mare, dar era un leu adevărat. Făcea niște lucruri de spuneau toți, asta înseamnă să fii leu, ăsta e curajul leului, cât era de priceput. Oricât aș spune, tot ar fi puțin. Ea spune, dragă vrule, ești și tu tot așa de priceput? Sigur că ești în fund, oricât ți-ar lipsi, tot rămân fiul unui asemenea tată. Știu că ești curajos. Eu mă mândresc că suntem rude. Atât a vorbit și iar a vorbit vulpea că l-a amețit de-a binelea pe leu. În timp ce vorbeau, mergeau și tot mergând au ajuns lângă un munte înalt. Vulpea a spus leului, oare știi tu ce făcea regretatul meu unchi atunci când ajungea la muntele ăsta înalt? Nu cred că a pus să fii în stare. Leul a întrebat-o, ce ar fi putut face tata? Iar eu nu pot. Vulpea a spus, uite, se dădea înapoi așa, joavând și dintr-o dată punea ca săgeata și sărea până în fundul prăpastiei. Dar eu nu cred ca tu să ai curajul necesar să faci una ca asta. Regretatul meu unchi era altceva, era un leu adevărat. Leul a continuat, mă faci de rușine cu vorbele astea. Ia uită-te și vezi cine sare mai bine, eu sau tata. După ce a spus aceste vorbe, leul s-a tras în apă și dintr-o dată a țâșnit de pe munte drept în prăpastie, în căzătură și-a rupt picioarele. Vulpea a coborât încet pe potecă, în prăpastie, a venit la leu și a început, cu grijă, să-i mănânce unul dintre picioarele din spate. Leul abia își mai trăgea sufletul. Abia atunci a înțeles. I-a spus vulpii, verișoara mea dragă, vine și mănâncă din carnea grasă și moale a pieptului. Lasă piciorul tare! Vulpea a zâmbit și i-a spus, ești cam gata, vărule, dar stai liniștit deocamdată, mănânc de aici. La timpul potrivit, o să mănânc și de acolo. Iar aici vine o notă de subsol. Această poveste este foarte populară în Iran, morala ei, fiecare lucru se face la timpul lui, a intrat în limbajul vizual al oamenilor sub forma între piciorul, iar apoi pieptul. Mulțumesc! Mulțumim, Mihai, și una și mai scurtă. Caprele unchiului Ali. Unchiul Ali avea 2 capre care se certau și se împungeau de dimineață până seara. Mai aveau puțin și își rupeau coarnele.
Prim se spune că dacă se încăpățânează legat de ceva, atunci capra nu mai renunță niciodată. Și acestea două, la fel, ca toate celelalte capre, mereu se certeau și se băteau. Într-o zi, unchiul Ali le privea pe fereastră și și-a spus: nu mă mai duc să le despart, e numai vina lor. Într-o altă zi, capele unchiul Ali iar s-au luat la ceartă. Era în grădină și gâlceava a început pentru un petec de iarbă. Eu am văzut prima iarba. Ba nu, eu am văzut-o. Nu te las să-mi iei iarba. Ba eu nu te las să-mi iei iarba. E, dacă așa stau lucrurile, ia, poc. Ia și tu, poc. Ce capete tari și puternice aveau. S-au ridicat pe picioarele din spate și se loveau cu furie. Poc, poc. Bătaia s-a încins. Încet, încet, bătându-se și împingându-se, au ajuns lângă gardul grădinii. Unchiul Ali ținea acolo stupii, aranjați frumos unul peste celălalt. Caprele atente doar la bătaia lor, au lovit stupii și au dărâmat câțiva dintre ei. Din stupii căzuți, albinele mânioase au țâșnit afară și într-o clipă s-au pus pe fețele caprelor. Sumzăiau și le înțepau. Caprele s-au oprit din bătaie și au luat-o la fugă care încotro. Albinele zburau după ele și le înțepau. Cât au scăpat de albine, capele au văzut că aveau amândouă pielea umflată de înțepături. Arătau jalnic. Unchiul Ali văzuse toată pățania de la fereastră, dar nu era deloc milă de capre. Și a spus în gând: bine le-au făcut, după faptă și răsplată. Le mulțumim invitaților noștri, excelența sa, domnul Seyed Hossein Sadat Meydani, ambasador al Republicii Islamice Iran la București, Mihai Cernătescu, traducătorul acestei minunate cărți, Peștișorul Negru, Radu Ian Otărășanu, ilustrator, designer grafic, domnul ambasador Cristian Teodorescu. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la acest ultim eveniment astăzi, sâmbătă, de la standul editurii Herald, și vă invităm și mâine la un alt șir de evenimente, tot aici la standul editurii Herald, în ultima zi de târg Audeamus, începând cu ora 12:45. Dacă sunt întrebări, sau dacă nu sunt întrebări, cred că ești de acord să dai câteva autografe pe carte. Așa ar fi frumos. Siguranță. Orice fel de întrebare în român, în persoană, la masa asta sau cam doi dintre cei mai buni cunoscători ai acestei culturi români. Bineînțeles, domnul ambasador Teorescu, și un pic și eu așa în creștere. Este o ocazie rară. Bun, dacă nu sunt... Lectură plăcută. Exact, lectură plăcută. Vă recomandăm cu drag această minunată carte din această minunată, spun, colecție, Înțelepciunea inimii, și vă așteptăm pentru autografe. Mulțumesc mult!